Senatorii din Comisia pentru Sănătate au decis să elimine acea prevedere legislativă care interzicea fumatul în spațiile publice. Practic, de acum înainte, în baruri nu vor mai exista spații exclusiv destinate fumătorilor și nefumătorilor. Patronii vor alege de la început dacă la ei, în restaurant sau bar, clienții își pot aprinde sau nu țigările. Interzicerea fumatului în spațiile publice pentru noi era un dezastru, pentru că majoritatea clientelei fumează. Și acum, dacă avem posibilitatea să alegem noi, este foarte bine. Pentru că alegerea este să se fumeze. Clientul va afla de la intrare dacă are sens să-și scoată pachetul de țigări din buzunar sau dacă schimbă locația. Printre cei care frecventează barurile sau restaurantele, părerile sunt împărțite. Să fie baruri speciale de fumători, că nu suportă toți fumul. Trebuie înțeleasă și cealaltă categorie și nu numai că trebuie înțeleasă, trebuie convinsă să renunțe la fumat. Nu trebuie interdicție totală din prima, deci trebuie convinsă să renunțe la fumat și asta, desigur, printr-un efort comun, medici, eu știu, psihologi. Legea mai interzice de acum și vânzarea de tutun la mai puțin de 250 de metri distanță de școli sau de spitale. Actul normativ va fi dezbătut și în plenul Senatului.